Ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilități intelectuale, care de obicei nu se pot apăra nici de cei străini, nici de cei apropiați? În special atunci când cei din urmă sunt interesați să declare incapabile, urmărind scopuri meschine. Ce se întâmplă cu aceste persoane atunci când rudele reușesc să le declare inapte? Acest subiect este abordat astăzi la Reporter de Gardă. Danu se află la internatul din Bălți deja timp de 12 ani. El este orfan. După moartea mamei, a fost înfiat de o cunoștință de acesteia. Femeia a decis atunci să-i schimbe numele de familie, după care s-a schimbat și soarta băiatului, însă nu spre bine. M-a înfiat și pe urmă m-am mășit, m-a lipădat. Dar câți ani ai murit mama? Undeva vreo 13 ani când am murit. Da. Și cât timp ai locuit cu ea? Când te-am fiat? Vreo 5 ani. Vreo 5 ani ai locuit cu dânsa, da? Și pe urmă m-a băgat la Căstejeni și a făcut spravcă și m-a trimat în coaș. Și m-a trimis în coaș. Pe urmă a venit de vreo 2 ori și s-a dus la Israel. Și când eu m-a dus acasă și am întrebat că a fost de-am vândut. Și ce ai făcut când ai dus acolo și ai văzut oameni străini? Nu a spus nică, m-a dus la poliție. Sunt unii cazuri, vă zic, când este formată tutela beneficiarului și este cazată în instituție, apoi el dispare și mai mult nu apare. Și sunt așa cazuri când au fost aduse persoane la noi, a decedat mama și a fost făcut tutela pe cineva și s-a vândut, deci, casa. Atunci s-a făcut fără ca persoana beneficiarul, deci să știe de lucrurile acestea, el a aflat pe urmă. Danu iese uneori din internat, să muncească pe aici colo și să mai facă un ban în plus. Acest fapt demonstrează că el s-ar putea descurca și în afara internatului. Asta în cazul în care ar avea o locuință. De ce ai lucrat? De dimineață, în Crușcă. Aha. Unde ești, pe teritoriu? Nu, la bazar. Aha. Și faci un ban? Fac un ban. Cam cât? Vreo 60 de lei. Pe zi? Pe zi. Și ce faci cu banii ăștia? În fiecare zi câte 60 de lei. În două zile de-am 120. Și ce faci cu banii ăștia? Pe ce-i cheltuie? Ne-a cumpărat magnetofon, ne-a cumpărat radio, ne-a cumpărat așa. Tânărul încă mai speră să revină acasă, deși raza speranței din ochii lui se stinge tot mai mult pe zi ce trece. El mărturisește că este gata să-și ierte așa numita mamă, doar să poată reveni acasă. Ce vrei tu cel mai tare? Ce-ți dorești tu? Care e visul tău? Și vreau și să mă duc acasă, dar n-am unde. Tu speri să se întorci casa? Da. Dar ai vrea să-ți vezi mama asta? Vreau și să văd. Și tu ai iertat-o pentru ceea ce a făcut ea? Dacă ne întoarce casa, o iert. Dacă nu ne întoarce casa, nu o să o iert. Cu cât mai mult timp persoanele petrec în internat, cu atât mai greu le este să se descurce afară, mai ales când nu au unde se duce. Din păcate, foarte rar, câte 2 până la 5 oameni am avut pe an, că noi i-am reintegrat în familie înapoi. Dar după ce dimineesc în coașe, pierd relații sociale, chiar și tutori. Sunt 10 de ani și de-am pierdut relații sociale și apartamentele lor sau loturile lor sunt vândute, luate de alții. Deci, și practic n-au unde să întoarce. N-au unde să întoarce. Dar doritori sunt pentru că cine nu vrea acasă. Sergiu, 52 de ani, este o persoană cu dizabilități intelectuale. Deși nu l-am putut găsi, medicul psihiatru ne-a relatat istoria sa și lupta pe care o duce pentru a-și recăpăta apartamentul. Noi nu putem să-l ținem permanent în spital. Că el are niște perioade de remisie. Perioada de remisie, el pleacă. Dar deoarece nu se poate întoarce în apartamentul care l-a deținut, începe la cunoscut. De fiecare dată, cunoscuții ăștia sunt alți.
Что дай де урма лой фарте грел. Так как ему негде жить, он бедный, где-то там грузчиком подрабатывал, в машинах, где ему разрешали, спал. Естественно, это сказалось негативно на его состоянии. Поэтому так важно, чтобы эти люди, которые настолько беззащитны, не оказались на улице. Niște cunoștințe ale lui Sergiu s-au folosit de incapacitatea sa intelectuală ca să-l deposideze de apartament. Tutorii dumnealui n-are, vă zic, dar atunci s-au folosit de starea lui de sănătate și el a încredințat printr-o procură unii cetățeni. El este declarat inapt mental sau nu? Da, el a fost declarat, vreau să zic... Și atunci cum putea el să scrie procură, fiind inapt mental? Deci el în judecată... Pe urmă, când a fost înaintat procesul ăsta cu bine drept, atunci el a fost expertizat și în urma expertizării el a fost recunoscut că e responsabil de toate actele care el le făcea. Sunt diferite cazuri. Sunt cazuri când cu bune intenții cei mai apropiați din rude devin tutori, ca după aceea să-l plăseze la noi la spital și să dispară tutorile. Ori pe la Moscova sau psihotare, să-i vândă apartamentul, chestii. Și deseori sunt astfel de cazuri? Sunt destul. În spitalul de psihiatrie se află și alte persoane deposedate de locuință de către rude sau chiar persoane necunoscute. Lidia a fost lăsată fără apartament de fiica sa, care, pe banii obținuți în urma vinderii acestuia, i-a făcut cadou soțului o mașină. În prezent, femeia este internată în spital. Atunci când va ieși, va reveni în apartamentul fetei deja, unde nu are drepturi egale cu cele ale stăpânii. Aveți un apartament, o casă dumneavoastră? Apartament am câmpit, dar aveți un apartament, o mașină, o mașină lui Gheorghe, o mașină lui Gheorghe. Alexei nu are unde pleca, pentru că, potrivit datelor deținute de administrația spitalului, apartamentul lui a fost vândut în timp ce el era internat. Când vă vedeți отсюда, vă cuda păjdeți? Ну, постараюсь квартиру свою пойти, ну как, там какие-то проблемы с квартирой возникают, я не знаю, вот поэтому из-за этого не снимают комиссию, не выписывают. А что за проблемы с квартирой? Там что-то говорят, что квартира захват, вот это вот, имеется в виду вот это. Что, пока я был здесь, они там что-то с квартирой, что-то делают с квартирой. А они это кто? Я не знаю, информация такая поступила сюда, что захватывают квартиру у меня. Это большая проблема, потому что эти люди остаются не только без квартиры, но и без средств к существованию, потому что в нашей стране не предусмотрено, что человек, который не имеет прописки, мог получать пенсию. То есть нет прописки, нет пенсии, нет пенсии, нет страховки. То есть этот человек буквально оказывается без никаких средств к существованию, а из-за его негативного, скажем так, неприспособленного психического состояния к решению самостоятельному бытовых проблем и по самообеспечению, этот человек оказывается, ну, как, все равно как младенца выкинуть на улицу. Тогда что ожидает в будущем этих людей? Смерть. Смерть. Смерть от голода, от холода, рано или поздно. Мучительная, медленная, потому что зачастую люди с психическими нарушениями физически, они достаточно здоровые, поэтому это медленная смерть. Вероника a întreprins mai multe tentative de a-și schimba tutela, însă toate cererile sale au fost scoase de pe rol. După epuizarea tuturor căilor de atac, în 2011, Veronica s-a adresat la Institutul pentru Drepturile Omului. Nu am comandat să sprijaie să... Вот, и... Не недовольна этим. Сказала, что я вот не хочу, чтобы у меня было опекунство. Вы боретесь за то, чтобы ваш муж больше не был вашим опекуном, да? Да. Почему вы не хотите, чтобы он был вашим опекуном? Потому что мне это не нравится.
Вы хотите, чтобы кто-то другой был вашим опекуном, или вы сами можете за собой ухаживать? Вы в состоянии сами за собой? Да, сам. Я действительно с этот орден домишас к нам, фататика к лицензии, ты тела справей. Атакат хотрине инстанции на жутяката. Да, 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 и тут сфаку число, я сингур с атача. După legislația Republicii Moldova, nu, nu avea dreptul, deoarece este sunt stipulările în codul civil, precum că toate acțiunile în numele persoanei declarate incapabile sunt efectuate de tutori. Deci ea a depus cererea, cererea a fost scoasă de pe rol, ca fiind depusă de o persoană incapabilă. Ea a atacat, deci iarăși hotărârea primei instanțe, și iarăși a fost scoasă de pe rol. Deci Curtea Supremă tot a scos cererea de pe rol. Toate că Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități încă în 2010, totuși nu s-au făcut pașii în vederea schimbării legislației codului civil. Soțul a lipsit-o de capacitatea de exercițiu pe cale judiciară când a aflat că Veronica, proprietara unui apartament cu 3 camere, planifica să-l vândă și să cumpere altul mai ieftin, iar cu restul banilor să-i facă o intervenție chirurgicală fiului. Хотели бы лечить сына, верно? Да. Но ваш муж против или за? Против. Он против? Да. Почему? Ну, он был за, подлежал, хотел. Он хотел этого. Потом об этом раздумал. Но если он хочет помочь ребенку, почему он не хочет все-таки продать квартиру и прооперировать сына? Как вы считаете? Потому что он жестокий человек. Relații sunt cam pensionate, deoarece în apartamentul în care locuiește, adică ea este proprietară, locuiesc și alte persoane care tutorile le aduce, adică să locuiască acolo. Cum ar fi? Cum ar fi, să zicem, chiriaș sau amanta sau chestii de genul ăsta. Tatăl copilului însă a decis că băiatul nu mai trebuie să locuiască în familie. Astfel, din 11 iulie 2012 și până în prezent, băiatul se află la casa internat din Orhei. Pentru a-și scoate fiul din casă, soțul i-a spus soției că vor merge la menagerie, de unde s-a întors deja fără fiu. Abia după întrebările insistente ale Veronicăi, acesta i-a spus unde este băiatul. Muș păcăla la zilenie în ministea și păcăla băiatul internat. A de ce? Но он не хотел держать его дома. Он вам мешал дома? Не он, а он ему помешал, правда. Femeia face tot posibilul să-și viziteze fiul atunci când găsește timp și resurse financiare pentru drum. Вы видели с ним на прошлой неделе, да? Да. И что он вам сказал, когда вы с ним виделись, когда вы с ним встречались? Что он хочет домой, что мама забери меня. Что вы почувствовали в тот день, когда вы поняли, что вашего сына в этот вечер дома не будет? Ну, огорчилась. Авокатул susține că după ce fiul a fost plasat în internat, starea Veronicăi s-a agravat. Este într-o stare de depresie, chiar se vede după ea. Adică eu o cunosc deja, nu știu, un an posibil. Și adică lucrurile s-au schimbat. Fiind declarată drept persoană incapabilă, Veronica nu poate cel puțin să primească propria pensie. Doar soțul ei, în calitate de tutore, deține acest drept. A închipuit o femeie, trebuie să ceară de la soțul ei careva bani, adică care ar trebui să vină din pensie de dizabilitate și nu poate gestiona pentru necesitățile ei personale. Poate să meargă la casă să cumpere careva produse, să gestioneze banii, cu toate că sunt banii care îi dă tutorile. Cu toate că ea are pensie, tutorul este cel care ridică pensia și gestionează acești bani. Какая ваша пенсия? Сколько вы получаете? 700 лей. А сколько он вам давал из этих 700? 300. 300? Да. И остальное он забирал? Да. Вы бы хотели сами получать эти деньги? Хотела бы.
Veronica recunoaște că a fost maltratată și fizic de soțul său, dar n-a depus o cerere la poliție, căci nu vede cum aceștia i-ar apăra drepturile din moment ce solicitările ei în judecată sunt respinse. On vă sebeje? Da. On vădimai la vas rucu? Нет, не всегда. Но бывает. Да. Вы боитесь вашего мужа? Просто он такой человек, что с ним тяжело жить. Он может вам навредить как-то? Может. Легислация интернационала асигурует трептуру персоналу к дизабилитете в акцес ла жустиции, в dreptul de a nu fi discriminat la viața privată și de familie, la gestionarea propriilor bunuri, da? Însă, din motiv că este articolul 24 a codului civil, da? care la care se fac referință judecătorii, aliniatul 1, articolul 24 codului civil, presupune că persoana care în urma unei tulburări psihice, în paranteză boli mentale sau deficiențe mentale, nu poate conștientiza sau dirija acțiunile sale, poate fi declarată de către instanța judecată ca incapabilă. Asupra ei se instituie tutela. Sunt călcate articolul 6, paragraful 1. Sunt încălcate articolele 8, 14. Persoane cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii. Există persoane declarate inapte mental, care însă se descurcă în viața de zi cu zi, la fel ca și oricare dintre noi. Diferența constă în faptul că ele nu își pot apăra drepturile în instanța de judecată. Elena Voronina, 67 de ani, a fost alungată din apartament de fiica sa acum 6 ani. Anterior, femeia spune că n-a avut probleme cu fata sau cu ginerele, trăind toți în același apartament, care îi aparține Elenei. Отношения были великолепные, и с зятем, и с ней. Вместе жили. Вместе, да. Причём я знала, что нужно как-то вот всё-таки молодым дать отдельно жить всё, и были варианты тогда. Я в маклере встречала эти вот объявления, что они говорят: "Мама, ну что, нам плохо вместе, что ли?" Фика Еленей nu neagă faptul că a refuzat atunci să locuiască separat, dar susține că a avut motive întemeiate pentru aceasta. Конечно, она много чего предлагала, но она человек, который плохо видит, и который потом подпишет какие-то бумаги, эта квартира будет не ее, а каких-то других людей. Поэтому я отказалась. Проблемы au început în 2001, când, potrivit Elenei, fiica nu-i mai dădea de mâncare, deși se folosea de pensia femeii. Pe atunci, ea nu se putea descurca de sine stătător, pentru că avea probleme grave de vedere. Nadejda Toric, la rândul său, neagă acest fapt. Сказала, что я слишком греховна и не имею права ее кормить. И действительно, я ей давала еду, она не брала. Она ждала, когда придут там ее знакомые, ее накормят, когда придут соседи. О astfel de atmosferă tensionantă a durat 2 ani, după care situația s-a înrăutățit. Femeia a fost nevoită să se aranjeze la un azil pentru bătrâni. Mai târziu, pentru a deveni singurii proprietari ai apartamentului, fiica Elenei Voronin s-a adresat în instanța de judecată, cerând ca mama ei să fie declarată inaptă mental. În prezent, femeia, deși are apartament, este nevoită să închirieze. Я сейчас живу на квартире. То есть вы снимаете квартиру? Да, на съемной квартире. Одна снимаете или с кем-то? Одна. Одна. Правда, квартира без удобств. Ну, ничего страшного. Елена este membru al Asociației pentru Orbi. Aici a făcut cunoștință cu Vitalie Meșter, directorul Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, care a decis să o ajute. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, deci, care a fost ratificată de către Republica Moldova la 9 iulie 2010, deci stipulează în articolul 5, deci se interzice orice discriminare pe temei de dizabilitate. Deci aici vedem deci un temei valid, discriminarea persoanei, pe temei unei boli psihice. Ea personal intenționează, încearcă să recupereze această capacitate, nu poate.
Deci noi am întreprins niște măsuri, dar deja Curtea de Apel ieri a respins repetat cererea ei, acum rămâne Curtea Supremă. Și... Din moment ce există un conflict de interese referitor la apartament, fiica Elenei n-a fost numită deocamdată tutorele ei. Însă, atât femeia cât și avocatul se tem că acest lucru s-ar putea întâmpla. Tutorul n-a fost instituit, pe cum cunosc eu, asta una, dar în cazul în care tutorul este interesat, cu interesat că ea să fie în continuare declarat incapabil, atunci ce facem? Unde este protecția, deci, juridică a persoanei ca ei să autorii recupereze? Cazurile relatate nu sunt singurele de acest gen. Juristul Ion Cibutărică este de părere că trebuie făcută o modificare în legislație care ar apăra drepturile persoanelor cu dizabilități mentale. Doar atunci ar avea și ele speranța la o justiție corectă. În cazul dat, noi vrem să facem două lucruri. Primul, să încercăm să ne adresăm în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, pentru că este încălcat, de fapt, dreptul ei la acces la justiție, prin faptul că nu se poate adresa. Deci codul procedurii civile prevede că persoane declarate incapabile nu au drept să depună cerere în instanță judecată. Și a doilea lucru, vrem să modificăm legislația, să modificăm codul procedurii civile ca să permită pe viitor persoanelor cu dizabilități mentale, oricăror persoane cu dizabilități mentale să se adreseze în instanța de judecată. Deși legea antidiscriminare a fost adoptată, drepturile persoanelor cu dizabilități sunt lezate în continuare. Îndeosebi a persoanelor cu dizabilități intelectuale, a celor care nu își pot apăra drepturile nici măcar în instanța de judecată. De acest fapt se folosesc rudele sau apropiații care se dovedesc a fi și tutorii lor, deposedându-i de avere. În timp ce ei se bucură de bunurile obținute, persoanele cu dizabilități intelectuale sunt plasate în internatele psihoneurologice sau spitalele de psihiatrie.